Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la un nou vlog. Aș putea spune la un nou tech vlog, pentru că, după cum puteți vedea, suntem în studio. Ne-am așezat frumos la birou. Avem o cameră și aici sus. Am montat-o astăzi, am făcut o montură la celălalt GoPro, ca să putem face niște unboxing-uri puțin mai calitative, să avem frumos din mai multe unghiuri camere. Astăzi discutăm despre ceva foarte important în setup-ul meu. Am făcut un upgrade de la niște căști normale. Am avut niște Pioneer Wireless, care pot să zic că și-au făcut treaba de absolut toți banilor. Au fost, cred că, undeva la vreo 200 de lei și le am de vreo 4 ani. Deci pot să zic că au făcut absolut foarte, foarte bine treaba în orice domeniu. Am editat o grămadă cu ele, m-am uitat la videoclipuri pe YouTube cu ele și la filme. Am călătorit cu ele, au fost foarte, foarte bune. Însă am zis că după 4 ani ar fi foarte, foarte, foarte tare dacă am face un micuț upgrade. De câteva zile mă tot uit pe net să caut și eu niște căști bune de gaming. Dar pe mine ce mă interesează? Mă interesează să nu fie extrem de scumpe, să fie confortabile și să se audă cât de cât bine. Că până la urmă asta căutăm. Așa că după lungi căutări am ajuns la căștile astea. Probabil că deja știți ce căști sunt astea, HyperX Cloud 2. HyperX, după cum știți, este renumit pentru brandul lor de căști și pentru modelele lor Cloud. Așa că am zis să le dau și eu o șansă. În fața voastră aveți căștile de gaming HyperX Cloud 2 Pro. Am optat pentru ele că am zis totuși să fie ceva mai nou. E un micuț upgrade de la cele lansate acum 3 ani. Așa că fără prea multe introduceri, vreau să facem un unboxing ca la carte. Avem aici briceagul, îl desfacem. Bun, cam asta e cutia. Și nu v-am mai zis ce am mai căutat eu la căștile astea. Am căutat să fie compatibile cu cât mai multe dispozitive: PC, PlayStation, Xbox, smartphone, pentru că nu se știe, chiar nu se știe. Eu în principal le-am luat pentru PC și pentru telefon. Bun, avem aici un micuț scotch. Le tragem pe aici. De cutia asta nu mai avem nevoie. Și avem o cutie mare, mare roșie pe care nu scrie nimica. O să facem și pe asta și bam. Avem aici niște cartonașe de la ei, un quick start guide, mă rog, ne arată cum le putem conecta. Aici pentru smartphone. Pe cealaltă parte ne arată pentru PC or Mac. Aici avem la PlayStation și la Xbox One. Le luăm, le punem deoparte. Avem un plasticuț pe care de asemenea o să-l dăm deoparte. Avem earcapsule suplimentare pe care le primim. Acestea sunt într-un fel de material mai moale, însă vom vorbi imediat despre ele. Avem microfonul. Pot să vă zic că un alt motiv pentru care am luat căștile astea a fost ca un microfonul detașabil. Când nu mă joc, când nu am sesiune de gaming și când nu sunt eventual la școală online, nu o să mai am nevoie de microfon. Așa că va fi foarte bine că îl pot da jos. Iar aici avem căștile. Mamă, deci sunt făcute dintr-un material, așa spune, foarte, foarte solid. Foarte frumoase. Însă le punem și pe acestea deoparte să vedem ce mai este și discutăm imediat despre ele. Mai avem încă un plastic, îl dăm deoparte. Iar aici avem săculețul. Să nu uităm de cablul acesta, care este pentru PC prin USB. Și control panelul ăsta, în care de aici putem seta volumul de la microfon și volumul de la căști. Avem butonul de 7.1 surround. Bun, foarte, foarte tare. Iar aici este săculețul acesta, care este o minune, aș spune, foarte, foarte, foarte drăguț și foarte util. Pentru că întotdeauna ai nevoie de așa ceva când călătorești cu ele sau un spațiu foarte bun de depozitare. Așa că le punem aici și scăpăm și de cutia asta. Bun, haideți să luăm țipla asta de pe ele. Și de pe partea asta. Asemere cu Tudy. O construcție foarte, foarte solidă. Adică atunci când le iei în mână, simți pur și simplu că sunt foarte, foarte solide. Avem o arcuire foarte bună a căștilor. Avem aici structura de metal. Pe aici se extind căștile. Avem poate un minus al acestor ar fi că au cablul acesta. Nu se poate scoate, nu este detașabil. Însă cel puțin pe mine nu mă deranjează foarte, foarte tare. Avem aici niște căști pe care le puteau ascunde dacă veneau frumos pe aici. Însă eu pot să vă spun că mie chiar îmi place designul ăsta. Le dă așa un aspect mai vintage. Foarte, foarte frumos. O calitate foarte, foarte bună a benzii acestea care
imagine deasupra capului. Avem din piele, avem aici cu logo HyperX. Iar apoi am putea vorbi și despre cablul acesta, care vedeți este dintr-un material textil. Majoritatea sunt dintr-un material rugos și nu-i chiar atât de frumos. Apoi, cum v-am zis, avem ear capsurile acestea. Ele vin cu ear capsurile de piele, care pot să vă zic că sunt mult, mult mai bune ca acestea din puful ăsta sau din ce ori fi, vedeți? Izolează mai bine sunetul, adică cei din jurul vostru nu o să audă chiar atât de bine, ei spun că deloc nu o să audă ce ascultați voi. Sunt mai confortabile, un minus al acestora din piele ar fi că la temperaturi foarte mari se încălzesc puțin mai tare. De astea nu știu cât de tare vom avea nevoie, așa că le vom băga în săculețul acesta. Iar apoi, luăm microfonul, avem aici locul unde băgăm microfonul și avem microfonul frumos pus. Iar apoi, după cum v-am zis, avem și telecomanda cu un clip aici. Și aici avem butonașul în care putem da mute la microfon și unmute. Bun, și cam asta conține pachetul. Acum, trebuie să le și punem pe cap, să vedem, să le reglăm. Ho, 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 doamnelor și domnilor, nici nu știu cât de tare vorbesc, pentru că aștept ce se izolează chiar foarte, foarte bine, izolează sunetul. Și nu tare auzi ce se întâmplă în jur, o să le reglăm puțin. Foarte, foarte confortabile la prima vedere și la prima atingere cu ele, așa. Sunt într-un material foarte bine făcut, le simt pe urechi foarte, foarte bine. Avem microfonul acesta care se poate modifica cum vreți voi. Acum să vorbim și despre câteva specificații tehnice ale acestora, pentru că poate pe unii dintre voi chiar vă interesează. Adică o să vă spun la ce m-am uitat eu înainte să le iau. Frecvența de răspuns este între 15 și 25.000 de Hertz. Cât sunt mai mulți Hertz, cu atât mai bine se aud căștile. 25.000 este un număr foarte, foarte, foarte bun, adică nu o să aveți probleme cu audio acestora. Apoi avem conectare USB la PC și conectare 3,5 mm. Avem microfon, lungimea cablului ei spun că este de 3 metri, da, probabil că aici vedem că e multă căblăraie. Avem o greutate de 320 de grame, nu sunt nici foarte grele, nici foarte ușoare. Și diametrul difuzorului este de 53 de mm. Eu zic să le conectăm puțin la PC ca să vedem cum se aud ele de fapt. Meanwhile, doamnelor și domnilor, doar ce le-am pus pe cap și am ascultat câteva vloguri de ale mele și puțină muzică și pot să vă spun că se aude extrem, extrem de clar și de bine, ba și absolut orice, foarte, foarte, foarte frumos. Vi le recomand, sunt absolut fantastice și pune și materialul din care este făcut se simte premium. Absolut, absolut tot. Am încercat și 7.1 surround-ul, se aude foarte, foarte bine. Cam acesta a fost, aș putea spune, unboxing-ul și review-ul de astăzi a căștilor HyperX Cloud 2 Pro. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați, dați un pumn butonul like, sau mă dați dacă n-ați făcut-o deja, dați un follow pe Instagram la TudisVlog și Alego The Vlogger. Pe data viitoare, pa!